de carte, în această dimineață vorbim despre carte și nu despre una simplă, despre cartea pentru copii. Cu invitata noastră, doamna Ala Postolache, directorul Asociației Vivat Copilărie. Iată, bună dimineața, doamnă. Bună dimineața. Să rămână. Vă mulțumesc mult pentru invitație. Îmi face o deosebită plăcere să ne întâlnim astăzi aici, să discutăm despre carte pentru copii. Doamnă Postolache, vreau să vă propun din start un ceai. Da, vă mulțumesc. Da, cu zahăr? Fără. Fără? Fără. Aoleu! Aveți de gând, aveți de furcă cu, frumos, cu carte pentru copii, care sunt ființe dulci, și nu beți ceaiul cu zahăr. De ce? Pentru că este un obicei care nu de mult a intrat în familia noastră, să nu prea consumăm zahăr. Așa. Este aceasta pentru, legat pentru și pentru de... a nu o tenta pe... fetița cea mică. Am înțeles că, iertați-mi că fac această trimitere, am înțeles că fetița dumneavoastră suferă de diabet. Așa este, are 4 ani. Are 4 ani și o de la 2 ani i s-a depistat diabetul. Dar s-a depistat cum? A fost înnăscut? Păi este o boală care se transmite prin ereditare, doar că apare la diferite vârste. Este o raritate ca să apară la o așa o vârstă fragedă, dar asta a fost. Și este dependentă de insulină? Da. Adică chiar toți așa? Toți copiii care fac diabet sunt dependenți de insulină. Se numește diabet de tip 1, insulină dependent. Știu foarte bine că Asociația Vivat Copilării, în solidaritate, în semn de solidaritate cu dumneavoastră, și eu astăzi voi bea ceaiul fără zahăr. Vă mulțumesc. Iată, eu de fapt nu prea consum zahăr, eu consum mai mult miere de albin. Aoleu, ce poză interesantă aveți aici. Da. Îmi vorbea soțul dumneavoastră la telefon despre faptul că ați fost la emisiunea Surprize, Surprize, da? Da, să arăt poza. Hai să o arătăm aici. Da. E vorba despre... o invitație pe care am primit-o la această emisiune, emisiunea în care a fost prezentată prima carte a noastră, Zâna Codrului. Iată, așa, alături de Andreea Marin. Da. S-a vorbit despre această carte la Surprize, Surprize. Da, da. Dar nu v-am văzut pe dumneavoastră. Păi a fost, așa a fost planificat. Și aici Andreea Marin alături de fetiță, da? Da, asta e fata mai mare. Fata mea, cum îi zice? Cristina. Așa. Frumoasă amintire. Frumoasă amintire, da, emoționantă. În ce context s-a vorbit despre... vorba despre Cristina, avem o altă carte, Fata de Împărat, care este dedicată Cristinei. Aceasta ce e? Asta e Mădălina. Mezina. Mezina, iată, da. Și eto și pe Mădălina despre care vorbeam, să vă trăiască. Mulțumesc mult. Dar zicea soțul că o să veniți cu ea astăzi la emisiune. Mădălina? Mădălina, da. Doarme la ora asta încă. Da? Dar da. Cealaltă mare? Cealaltă mare participă la un concurs de limbă română. Așa de dimineață? Așa de, așa de dimineață. De dimineață, da. Aoleu. Da. Aici, de la cine ia Mădălina autograful? De la Loredana. De la Loredana, Loredana, da? Da, da. Hai să o arătăm și pe asta, să-i facem plăcere Mădălinii care visează visuri dulci. Să vă trăiască. Mulțumesc. Deci, care a fost motivul invitației? Motivul invitației a fost prezentarea acestei cărți. Da, prezentarea cărții. După care, după emisiunea, am mai vorbit cu doamna Andreea Marin, în funcție de ambasador al UNICEF. Da. Sigur că se implică în tot felul de proiecte. Iată, care țin de carte e vorba, ajutorarea copiilor cu diabet. Cartea aceasta a apărut deja în vânzare? Nu. Cartea aceasta este gata de tipar. A rămas doar să o tipărim. De fapt, văd că este vorba despre o serie întreagă de cărți. Da, este o colecție de cărți cu basme și aventuri. Aventuri în care personajul principal este Gigel. Gigel. Da, Gigel, un băiat năstrușnic. Și aceste povestiri vă aparțin. Da, da. Deci le scrieți împreună cu soțul dumneavoastră. Le scriem împreună, da, și sunt în versuri. Iată, lucrul original, sau ce este original în toată istoria aceasta cu cărțile, că aceste cărți sunt scrise în versuri de soții Ala și Andrei Postolache. Spuneți-mi, vă rog, dar desenele cui aparțin? Desenele sunt de către Olga Lungu,
sunt foarte frumoase, da? Sunt făcute așa în spiritul copiilor. Da, și este lucru manual, lucru de mână. Dacă acum, în ultimul timp, majoritatea cărților se fac cu desene la calculator, noi am ținut cu tot din adinsul să fie lucru de mână. Dar se vede că de parcă ar fi reproduceri ale unor desene copilărești chiar. Spuneți-mi, vă rog, această idee a acestor cărți, de unde a apărut și care, de fapt, care este mobilul acestei idei? Ideea cărților, de mică, Mădălina iubea să-i citească mult, mult. Și iată, soțul a început să scrie, ideile sunt ale soțului, pe urmă noi împreună le cizelăm, le mai redactăm, până ajungem la varianta finală de vers, așa frumos, armonios, ca să sune frumos. Asta e carte în două limbi. Uitați-vă... Zâna Codrului, prima carte care a fost editată, da. Zâna Codrului. Codrului. Deci prima carte editată din această serie. Da, da. Seria este deja în realizare. Seria se numește Vivat Copilăria. Da. Dar dacă întoarcem cartea, așa, vedem deja o altă copertă. La Fata del Bosco, în limba italiană. De fapt, ideea a venit din partea unei asociații italiene. Și aici, în limba italiană. Da, da. Care au văzut cărțile, cu care colaborăm în problemele rezolvării, deci în problemele ajutorării copiilor cu diabet. Meu curajos, o principe, desidere avere accanto a te la fata del bosco. Foarte frumos sună, da. Și ei au fost impresionați. Dar cine a tradus? Institutul de promovare socială este scris acolo la început. Și în adnotarea acestei cărți scrie de fapt foarte clar, publicarea acestui volum face parte din proiectul SOS Diabete, susținut de Asociația Promoțiune Sociale Italia-Moldavia din Italia, în colaborare cu Asociația Vivat Copilărie din Republica Moldova. Proiectul are intenția de a oferi un suport medical și psihologic copiilor din Republica Moldova bolnavi cu diabet și va contribui la renovarea secției de endocrinologie pediatrică a Spitalului Emil Coțagă din Chișinău. Iată, este și telefon pentru informații și pentru relații, precum și adresa electronică. Deci e o idee nobilă de a edita cărți, de a munci la ele, de a compune în versuri. Cui reușește mai bine, dumneavoastră sau soțul? Împreună. Împreună faceți versuri? Împreună facem versuri. Păi, nu vă certați, pentru că de regulă spiritele de creație întotdeauna sunt foarte bătăușe. Așa este, dar până la urmă găsim un numitor comun și facem lucruri să iasă bine. Deci singuri compuneți, singuri vă îngrijiți de editarea acestor cărți. Așa este. Cât costă să editezi o carte din asta? Foarte scump. Aș putea eu să dau citire câteva versuri. Da, sigur. Din basmul Pădurea de Aramă, în care personajul principal este Mădălina. Ah, ia așa. Și basmul ăsta este intitulat Pădurea de Aramă, deoarece soțului îi place foarte mult anotimpul toamna, culorile toamnei. Și iată, acest basm este despre această pădure de aramă în culorile toamnei. E un basm cu flori și salbe, cu palate împărătești, luceferi cu plete albe de prin bolțile cerești. În pădurea minunată nici un pic n-o să așteptați, veți intra acum îndată farmecul să-i admirați. Stă ascuns o frumusețe în pădurea de aramă, are grație, finețe, e superbă, cum o cheamă? Cine-i oare? Cine-i Zina? E o splendoare de crăiță, e prințesa Mădălina, ceea codrului zeiță. Ea știe să citească Mădălina? Nu, 4 ani. Ah, 4 ani, că nu știu. Dar le ascultă cu deosebită plăcere. Nu le știe pe din afară? Cam așa, și îi place de multe, multe ori să fie citite. Deosebit îi plac aventurile. Ele sunt în stil așa mai comice, mai te fac să râzi și... Dar cum vin, de fapt, ideile acestor cărți? Am în vedere subiectul, mesajul care... Subiectul. De exemplu, subiectul în cărțile cu basme este inspirat din folclorul nostru tradițional, da? Adică ideea basmelor, care este de obicei lupta dintre bine și rău și până la urmă învinge binele, desigur. Zâna din Carpați este un alt basm în care este vorba despre o zână frumoasă din Carpați și în care se descrie primăvara. După cum observați, cam în fiecare este predomină un anotimp, da? Care, primăvara, de exemplu, este anotimpul meu preferat, îmi place foarte mult.
acest anotimp. Inspirația în cărțile aceste cu aventuri vine din copilărie. Da? Aici acest băițaș face multe pozne, de exemplu Gigel Capra și Cireșele. Oi, sunt care, de gustoase cireșele, da, astea desenate, da, aici, și toți copiii, toți copiii atunci când sunt mici la țară, da? Uh-huh. Atunci când apar primele cireși, sunt tentați numai decât să meargă să fure cireșele din pomii vecinilor. Așa. Totul a pornit de la Ion Creangă, dacă nu și, poate chiar mai devreme. Da, așa este. Și aici acest băițel Gigel, iată aici, frumos, în copac s-au ascuns. Este un alt personaj principal în aceste aventuri, Agafia, o femeie care duce poșta prin sat, care duce toate minciunile și întotdeauna exagerează, la fel cum se întâmplă de fapt și prin sate. Și tocmai s-a întâmplat așa, voia întâmplării, că acest cireș era în pomul Agafiei și băieții au mers la furat cireș din pomul ei și să vedeți până la urmă ce este. Eu mă uit că aveți o viață foarte veselă în familie, dacă și soțul și dumneavoastră nu faceți altceva decât să stați și să compuneți istorioare, basme, fel de fel de povești, fel de fel de întâmplări, povestiri pentru copii, vesele, triste, romantice. Prin acestea, deci noi ne alinăm poate durerea, ca să uităm de durere, să zicem așa, pentru că a fost o durere mare atunci când ați aflat. Ați depistat, da, da, da. Așa. Dar zice Agafia, dar îmbeci fără mine să nu pleci. Într-o înainte eu să nu vin al tău dulău. Cum a intrat în grabă baba pe loc și se strică treaba, peste ea capra a dat, neagră ca un cornorat. Băi, e nevoie de multă inspirație ca să așterne aceste povestioare. Le-ați testat pe fiica dumneavoastră sau și pe alți copii? Și pe copiii de la școală. Așa. Pentru că, de fapt, sunt învățătoare la clasele primare. Așa. Da. După aia așteptam să o spuneți dumneavoastră. Și prima carte care a fost editată, Zâna Codului, asta, a fost citită cu o deosebită plăcere de copii și le-a plăcut foarte mult. Și vreau să vă zic că, anume, forma aceasta a versului, după părerea noastră și după cum a fost iată testată, este foarte plăcută pentru copii, sună frumos, ușor se citește și sperăm noi că o să le placă și altora. Deci, ca să recapitulăm, este prima carte care poate fi cumpărată, da? Da. În da, librării. Așa este. În care librărie? Pro-Noi, rețeaua de distribuție Pro-Noi. Pro-Noi. Da. Prețul? În librării. În librării. Îl aflați, da. Îl aflați în librării. E prețul pe care îl merită cartea. Da. O carte bună merită un preț bun. Vreau să vă zic, stimați prieteni, că scopul nostru astăzi a fost de a vă atrage atenția la o problemă care există, la o problemă cu care se confruntă mai cu seamă cei care au aflat despre copiilor că sunt bolnavi de diabet, cei pe care i-a lovit sabia acestei noutăți deloc vesele, acestei noutăți dramatice. Ei, oamenii aceștia, trăiesc cu o speranță ca feciorii și fiicele lor să ducă o viață normală, să se întremeze. Și aș vrea să fac o chemare către toți aceia, să știți că nu sunteți singuri. Și atunci când, de unde a venit ideea de a înființa asociația aceasta? În prima perioadă, când ne luptam noi înșiși în familia noastră cu această boală, ne părea că suntem așa într-un balon închis și numai noi avem această durere și numai nouă ne este greu. Dar să știți că este mai ușor când afli că mai este și altă lume și se luptă cu aceste greutăți, când vezi că sunt copii care au și 4 și 5 ani de diabet și încă sunt bine. Și de aceea, deci nu disperați, nu încetați să nădăjduiți spre mai bine și să căutați alinarea în alte ocupații, pentru că lucrul acesta nu poate fi schimbat altfel și de ce să stăm pe loc, da? Deci este deocamdată o chestiune, este deocamdată o maladie aproape incurabilă. Nu se tratează. Nu se tratează. Sperăm. Dar poate fi stopată, poate fi, controlată. Controlată. Poate fi controlată. Poate sub control. Poate fi, da. Adică nu este totul pierdut, trebuie să nu dezasperați. Uitați-vă cât de frumoasă, cât de luminoasă este fața acestei mămici.
cât de frumoasă și plină de lumină este această cauză care s-au dedicat soții Ala și Andrei Postolachi să compună povești, basme, istorioare pentru copii, să le editeze în cărți. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, dragii noștri prieteni, puteți merge la librăriile Pronoi și cumpăra o carte din aceste minunate